Hai, oricum, o pun și pe aia. Ce avem aici? Scrumbie. Scrumbie. Așa. Tăiem capul. Uh-huh. Asta se aruncă. Nu scoatem oțelul. Tăiem rondele și după aceea o să iasă ca să rămână oval. Și apoi o să scoatem asta, îl spălăm și așa rămâne. Da. După ce l-am porționat, vă spun ce urmează. Da. Îl spălăm bine, îl punem într-un borcan cu boabe de piper, cu ceapă tăiată, feliuțe așa, rondele, unghi preferat, muștar și se face compoziție dintr-un litru de oțet cu un litru de apă. Asta ce fac acum este cu rețeta cu pește crud. Se face și cu pește prăjit. Adică bucata aceasta o prăjim cât mai crocan, cu cât e prăjită mai bine, cu atât iese mai gustoasă. Și după 2-3 zile de lăsat la cu oțetul și cu apa se poți să o servești. Spre exemplu, aia care pe care am văzut o, este exact acolo, așa? Are 2 zile, exact 2 zile de când. Și asta e scrumbie? Da. Scrumbie este. Deci se vede că peștele e rege.